Peste 6.000 de târgujieni au depus dosare pentru ajutorul de încălzire. Dintre aceștia, 4.000 vor fi verificați la veniturile pe care le au lunar sau cu privire la numărul persoanelor aflate în întreținere. Persoanele care nu colaborează cu colectivele de anchetă riscă suspendarea dreptului pe care doresc să-l obțină pentru încălzirea locuinței, conform legii. Cei care au primit ajutor de încălzire, deși nu li se cuvenea, vor fi obligați să înapoieze banii. În momentul în care vor fi sesizate nereguli grave și persoanele respective beneficiază de acest drept, fără să fie cazul, fără să-l merite, trebuie să fie conștiente că aceste sume vor fi recuperate și că împotriva lor s-ar putea declanșa și urmăriri pe cale legală. Anul trecut, 300 de târgujieni și-au pierdut ajutoarele de încălzire după ce s-a descoperit că datele din dosare nu au coincis cu realitatea.